Mihai este elev în clasa pregătitoare. Tocmai a învățat despre figurile geometrice. I-a plăcut atât de mult această lecție, încât, la întoarcerea spre casă, căuta cu privirea peste tot în jurul lui corpuri care au forma figurilor geometrice învățate. Lămpile colorate ale semaforului au formă de cerc. Chiar și roțile de la mașini și de la biciclete au formă de cerc. De asemenea, observând semnele de circulație întâlnite pe drum, Mihai a recunoscut formele geometrice învățate. Cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi. Când a ajuns acasă, Mihai a văzut că blatul mesei are formă de cerc. Covorul, tablourile au formă de dreptunghi. Tabla de șah este în formă de pătrat. Chiar și pe covorul din camera lui, Mihai a recunoscut figuri geometrice. Tu le recunoști? Să desenăm împreună figurile geometrice. Desenează și tu, după model, pe caietul cu pătrățele. Desenează trei puncte pe caietul cu pătrățele, apoi unește-le prin trei linii. Ai obținut un triunghi. Fixează un punct în colțul unei căsuțe de pe foaia ta. Pornind din acest punct, numără trei pătrățele spre dreapta și fixează al doilea punct. De la acest punct, numără trei pătrățele pe verticală și fixează al treilea punct. De aici, numără trei pătrățele spre stânga și desenează al patrulea punct. Unește cele patru puncte. Iată, ai obținut un pătrat. Fixează un punct în colțul unei căsuțe de pe foaia ta. Pornind din acest punct, numără șapte pătrățele spre dreapta și fixează al doilea punct. De la acest punct, numără trei pătrățele pe verticală și fixează al treilea punct. De aici, numără șapte pătrățele spre stânga și fixează al patrulea punct. Unește cele patru puncte. Astfel ai obținut un dreptunghi. Acesta este un cerc. Poți și tu să-l desenezi. Pune o monedă pe caiet și trasează conturul cu creionul. Ce alt obiect pe care l-ai la îndemână îl poți folosi ca să desenezi un cerc?